Gripa, care face ravagii la nivelul întregii țări, se manifestă și în județul Neamț, unde în ultima săptămână au apărut încă 4 cazuri, toate din Piatra Neamț și zona limitrofă. Infecțiile respiratorii și pneumoniile s-au înmulțit și ele în ultima perioadă, astfel încât medicii sunt îngrijorați de consecințele acestor boli respiratorii și despre rapida lor răspândire pe cale aerogenă. Pentru săptămâna precedentă de supraveghere epidemiologică, s-au mai diagnosticat un număr de 4 cazuri de gripă. Un număr de 3 cazuri sunt din municipiul Piatra Neamț, cel de-al 4-lea caz este din mediul rural, tot apropiat de orașul Piatra Neamț. A fost recoltat o probă pentru un caz clinic compatibil cu diagnosticul de gripă, tot de la o pacientă din Piatra Neamț. Iar numărul total de infecții respiratorii acute a fost de 1505, cu un număr de 22 de internări, marcând o tendință de creștere față de cele înregistrate în săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 1067 de cazuri cu 60 de bolnavi internați. Precizăm și că numărul de pneumonii raportate, de asemenea în creștere față de numărul de pneumonii de săptămâna anterioară, a fost de 435, cu un număr de 100 de internări, deci a crescut cu foarte mult numărul de internări, față de 209 cu 53 de internări de săptămâna precedentă. Oricum, săptămâna anterioară, care a fost de după anul nou, am asistat la o subraportare încât medicii de familie au avut zile libere și din această cauză adresabilitatea a fost mai mică la cabinete, fiind închise. De asemenea, precizăm că s-au vaccinat de la începutul sezonului un număr de 33.259 persoane din grupele de risc din județ cu vaccin gratuit distribuit de către Ministerul Sănătății. Iar la nivelul județului Neamț mai există un stoc la acest moment, un stoc de 1.541 de doze de vaccin gripal. Menținem aceleași recomandări către populație, ca să asculte de sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor, pentru viroze respiratorii și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume. Iar în cazul simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului de familie. La nivelul țării, bilanțul nefericit a celor uciși de gripă a ajuns la 9 morți, boală care a răpus atât persoane în vârstă cât și tineri. Medicii atrag atenția asupra faptului că în caz de gripă, pacienții trebuie să se interneze în secțiile de boli contagioase și să evite contactul cu alte persoane. Gripa se tratează cu antivirale și în niciun caz cu antibiotice.